Salutare, dragi copii și prieteni, și bine ați venit la vlogul aniversar cu numărul 50! Aplauze! Acest vlog se cere sărbătorit și pentru asta voi face o excursie de sărbătoare, și anume plec în Italia! A doua mea țară favorită după Filipine. Merg acolo să mă întâlnesc cu Capri, cea mai bună prietena mea, pentru că este și ziua ei și trebuie să o sărbătorim. Nu ați văzut-o până acum pe vlog, dar nici nu cred că o veți vedea. Și ăsta va fi un vlog puțin mai diferit, un fel de storytelling, dar aștept să ajung acolo la cazare și vă arăt mai multe. Bucurați-vă de clip 50! De la terminale și să traversez strada. Toate autobuzele aici pleacă spre Roma, spre Napoli, spre Pescara, tot felul de autobuzele. Ia uite ce frumos! Welcome to Sunshine! Eu chiar am vrut să vă povestesc mai multe în vlogul ăsta, dar deocamdată s-a transformat tot într-un vlog de treabă, pentru că trebuie să găsesc autobuzul. Foarte nervoasă că nici Google nu m-a ajutat, nici doamna asta m-a ajutat și m-am învățat aici ca o idiotă. Pe toate autobuzele la Roma și nu înțeleg unde e ăla care merge în oraș. Nu s-a mai întâmplat așa chiar să nu găsesc deloc, dar de data asta mi-e foarte calm în sete. Nu mai vreau să pierd timpul și o să iau taxi, gata, am hotărât. Tot am încercat, dar m-am învățit aici cred că de 10 ori. Gata, mă enervez, mă duc la taxi, nu mai era niciun taxi acolo, Uber nu vrea să vină. Sunt neagră, neagră sunt. Ce porcărie. Și am mai stat aici la coadă, la taxiul, pentru că este coadă. Toți turiști vin și se pun acolo la o coadă. Și când mi-a venit și mie în sfârșit rândul, mi-a spus că nu mă duce nimeni, pentru că ei toți se duc la Roma și că se aștept la locul pentru taxiurile locale. Dar nu este niciunul local. Niciunul. Ciao, buongiorno! A Fiumicino? Zefiro on the beach, somewhere on the beach. Wait. În sfârșit. I stay on the beach because... are there many tourists? Many? Yes. Yes, I'm gonna be one of them. Yuhu! I'm making a video. What's your name? Marco. Marco, I'm Julie. Julie. Nice to meet you. Foarte drăguț Marco, mi-a zis unde se mănâncă, ce face, unde stă. Și acum, dacă aș găsi și cazarea, ar fi super. Ar fi casa asta de pe colț. O, Doamne, ce greu este totul! Super, super greu, nu înțeleg nimic. Am crezut că mă descurc mult mai bine, dar e bine nu. Aici, via de la Zefiro, Zefiro. Și poate fi aici. Trebuie să sun, că nu găsesc. Trebuie să sun. Gata, măi, m-am cazat într-o căsuță drăguță. Vă fac cel mai scurt quick room tour. E foarte
foarte drăguț. Îmi place super mult, dar nu pot acum să urlu prea tare pentru că mai este lumea pe aici și m-am gândit. De fapt, voiam să vorbesc cu voi niște chestii. Și, până la urmă, wow, scutii cu clean. Arată super, super bine. O să vorbim de seară, m-am gândit mai bine. Vorbim de seară, pentru că acum nici n-am stare și vreau să merg la plajă. Super happy! Să nu închideți, să nu închideți clipul. Sunt extrem de încântată. Da, ideea este că era acolo fratele proprietarului, în fine, mi-a arătat ce și cum, mic dejun la discreție, apă rece în frigider, iei cât vrei, plătești, nu. Și m-am gândit că facem un storytelling mai târziu, pentru că acum sunt mult prea entuziasmată și vreau să descopăr și de aici, merg să mă întâlnesc cu... Încă trebuie să-i spun la mulți ani, nu? Prima fază și merge la plajă, că să-mi credeți că sunt singură. Bine, dacă eram singură, oricum, pe vlog așa pare, dar nu o să fiu chiar singură. Și o berică rece ar merge. Bucățica asta de Italia nu arată exact așa cum îmi imaginam eu. Imaginam că e plin de flori, așa, un fel de positano, dar este altfel. E bucată din Roma aici. The Lion. Mulți-am trăiască! Gata! Mi-am cules sărbătorita și trebuie să vă arăt neapărat plaja gen Costinești 2000. Să vedem nisipul. Oh, este moale nisipul. Îmi place. Și aici sunt mai gulfulețe, așa, uite. Și eu mă veți găsi fix în apă. Fix în apă mă veți găsi. Ia să vedem primul test și... Oh, e ca o ciorbă, nu e nimic pe jos, e un nisip foarte fin. Și... Mă scurăț eu și telefonul doar ca să vă arăt. Și deja sunt golfulete aici, golfuri golfulete. Și nu sunt uriți deloc să nu mai tagnet. Numai. Sunt copii mulți. Niște biguri, uite plaja. Hai, mă scurăț telefonul repede. Să fac o baie adevărată. Să rog de căpru să mă filmez dacă are chef, dacă nu. Mamă, ce mișto e! Wow, îmi place mult! Cine are videoclipul la mare? E foarte relaxant și acum pe seara e cam 6 seara, așa? Nu mai este nimeni! Nimeni! Băi, ce trebuie! S-a indicat operatorul. Bine, hai să fiți pregătiți că mai este un pic la plajă și mergem să mâncăm. Momentul principal al zilei. Și mi-am dat seama că e important. Este important să nu-ți faci prea mari așteptări. Pentru că atunci când îți faci așteptări, s-ar putea să fie doborute, știi? Să nu-ți placă așa de mult. Am zis că e ca la Costinești. Da, e ca la Costinești. Două șezlonguri și o umbrelă costă 18 euro, am aflat. Dar e vorba despre experiență, oricum. Și îmi place foarte mult că nu sunt frâși, cred că suntem singuri aici. Suntem ciudăței, se uită lumea la noi. What? Silver. This is silver. Not silver, what silver. Do you mean? Look. No. Look. Oh, you have look. A lot of silver. 9 to 5. Yes, but... Gold? Huh? Gold, gold, no. Silver. Iatra de baie avem porumbelul de la mare. Buculețe și ce mai doriți. Gata plăjica pentru astăzi, e seară și acum pe seară a fost mai bine că nu a fost așa de cald. Mă duc să mă schimb și mergem la masă.
Nu v-am arătat aici cum intri, unde este camera de mic dejun. Toate astea sunt pregătite deja. O să mănânc micul dejun când o fi. Uite, este și cafea, ceai, nu știu ce sunt chestiile astea. Totul este pregătit. Și fanică, uite, este și cuptor. Stam și-o acasă, nu? Și frigiderul este plin de apă. Ia uite, unt, suc, lapte. Magic. O să profit de atmosfera asta foarte. Frate, făceam și eu un vlog emoționant, dar nu-mi iese, mi-am dat mare cap asta. Așa, voiam să povestim puțin în acest decor foarte, foarte drăguț. Sunt acolo foarte, foarte mulți copii care se joacă și urlă și este o atmosferă foarte drăguță aici. Despre vlogul cu numărul 50, care este chiar ăsta la care tu te uiți, vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor care ați intrat vreodată pe canal, mi-ați văzut un clip sau părți din clipuri și ați reacționat într-un fel sau altul și vă mulțumesc tuturor că sunteți aici pentru că, iată, s-a împlinit un an de zile, adică un an mi se pare mult, la început am zis, hai, mă apuc de YouTube, văzându-i pe Backpack Your Life, pe Cristi și Ralu, pe Marian Adventures, îi plac cel mai mult dintre vloggerii din travel din România și am zis, eu de ce să nu fac, aș putea să fac și aș putea să fac cu locuri interesante din România, pentru că eu asta fac de mulți ani de zile, caut locuri interesante și mereu îmi place să merg în locuri noi și am zis că de ce să nu pornesc eu un canal de YouTube, mai ales că toți prietenii mi-au spus, da, apucă-te. La început era foarte, foarte greu, nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea cum vorbesc, repetam cadrele de foarte multe ori, până când mi-am dat seama că nu contează așa de mult filmarea în sine, de asta vă zic că filmez cu un telefon, nu am filmat nimic vreodată cu nimic altceva, un telefon este de ajuns, mi se pare mie, și am tot încercat să variez locurile, subiectele. Cele mai interesante clipuri, chiar m-am uitat acum după un an de zile, sunt cele mai vizionate, neapărat interesante, cele mai vizionate sunt cele cu Dacia Spring și acolo am avut noroc că poate multă lume era interesată de subiect. Și pe lângă asta, cel de la Voineasa este în top 3. Nu știu de ce, nu știu dacă, adică mi-a plăcut clipul cum a ieșit, mi-a plăcut de Diana de la Voineasa care mi-a arătat niște locuri interesante, dar nu mă așteptam ca așa de multă lume să fie interesată de Voineasa. Și tot așa un clip în top 3 este cel de la Slănic Moldova, unde am fost anul trecut pentru prima oară și am fost uimită de cum arată, mi-a plăcut, era interesant, dar cu toate astea am și bombănit mult acolo, că nu-mi convenea una, nu-mi convenea cealaltă, în fine. Cam astea sunt cele mai tari clipuri de pe canal, plus m-am uitat la statistici și am văzut că 85% din cei care se uită nu sunt abonați, ceea ce mă face să plâng un pic aici în colțul ăsta. De ce nu vă abonați? Că nu vă costă nimic, adică pe mine mă ajută foarte mult și pe voi, repet, nu vă costă absolut nimic. Asta o dată și cam asta s-a întâmplat într-un an de zile, am făcut 50 de clipuri, mie îmi plac toate, normal, nu pot să-mi aleg un favorit, dar ați putea voi să alegeți. Acum, în continuare, pentru anul viitor, mă gândesc să continui în aceeași notă, poate mai investesc într-o dronă, mi-aș dori mult să investesc într-o dronă, dar încă n-a fost momentul și sper să mai fac cel puțin 50 de clipuri în anul viitor. Pentru asta am nevoie și de ajutorul vostru, m-ar ajuta foarte, foarte mult să știu ce fel de clipuri vă plac mai mult, cam ce ați vrea să vedeți, ce vă interesează și mai mult de atât, aș vrea să fac, acum după un an de zile, și primul live. Nu m-am bucurat să fac live până acum pentru că m-am gândit că nu o să se uite nimeni, dar m-am uitat prin statistici și am văzut că joia în jur de ora 7 se uită cea mai multă lume pe canal. Deci joi la ora 7 ar fi idee bună să fac un live. Bineînțeles, m-am gândit ca să avem și un scop să văd dacă într-adevăr vă uitați la clipuri, dacă adunăm 100 de like-uri la clipul ăsta. Dacă adunăm 100 de like-uri, cu cel mai mare drag, vă răspund la orice fel de întrebare ați avea și ne vedem într-un live joia viitoare. Ar fi o chestie. Nu? Ce părere aveți? N-am strâns niciodată 100 de like-uri la un clip. Aș putea să încep acum. Hai, mă ajutați, mă ajutați, haide, ajutați-mă! Bun, și acestea fiind spuse,
Nu știu cum, mi-am imaginat total altfel clipul ăsta, clipul cu numărul 50, dar nu mi-a ieșit exact ce am vrut. Până la asta am venit aici, sărbătoresc în Italia cu prietena mea și mergem să luăm cina. Și cam asta este episodul de astăzi. Vă arăt și cina, vedem unde mergem, vedem ce găsim, poate vedem apusul, aici văd că e o zonă interesantă pentru apus. Și mâine o iau de la capăt. Mâine o să fac un al doilea clip de la Fiumicino cu alte chestii și văd ce mă descoper pe aici. Pare foarte relaxant. Nu sunt turiști, nu văd turiști. Am impresia că toți turiștii se duc la Roma. Și acestea fiind spuse, nu uitați de like-ul. De like-ul așteptat, mult așteptat către mine. Să facem și noi 100 de like-uri pe canalul ăsta odată și, bineînțeles, în comentarii vă aștept cu ce vă interesează mai mult să vedeți din aceste excursii, din afară, din țară, cazări, restaurante, transport, nu știu. Cam asta a fost. Hai să mergem la cino, că nu mai pot de foame! Gata, am ieșit la faleză. Să căutăm pe aici Miranda. Doamne, da, aici la Fiumicino nu arată deloc cum credeam, deloc. De toată ceva, sigură, nu sunt clădiri înalte, cred că asta este cea mai înaltă clădire din tot satul. Sat, oraș, nu știu, sunt partea Romei. Da, interesant. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Am ales aici un restaurant unde este o singură masă la propriu, dar ne-am ascuns un pic acqua. Aici frizzante o naturale? Natural. Ok. E vino in ever caraf? È uguale, non ti preoccupare, non cambia niente. Allora tu mangi tutto quello che mangi, tanti piatti. No, ti spiego come lavoriamo noi. Noi mio marito è siciliano e calabrese. Conosci la Sicilia? Ok. E lui prepara tutto al momento, tutto fresco, ok? E tanti piatti, e alla fine la pasta, il cannolo siciliano, il cannolo, altro il cannolo. Vino, l'acqua, tutto compreso, spendete 35 euro a persona, ok? Perfetto. Quindi questa, uno, due, tre, quello che vuoi, non ti preoccupare. Ora vi porto i bicchieri e tutto, ok? E acqua frizzante o naturale? Naturale. Ok, scusa. No. Ce fa? Ați înțeles ceva? Eu nu înțeles nimic! Ok, arriu, naturale. Face testul. Mamă, bun. Bono? Da. Mamă, e bun. E din ăla light, așa de seară și rece. E foarte bun. Mamă, de când am mai băut așa bun? O să-mi mă ia capul. Mamă, bombă. Deci poți să traduci, te rog, ce am găsit aici? Ton, da. Afumat, da. Arugula. Ceva cu portocale. Arugula și portocale. Rucola și portocale. Și aia? Și aici este un pește pe care nu l-a recunoscut, dar este marina de ei. Mai întâi e gust sardina, că am auzit că asta e. E top. Sardina e top. Că și spam marinato. E limoni siciliani mangiati insieme, ok? Wow! Qua, ok? Beautiful! Mamma mia! Mamma, e ce asta îmi place! Asta e... Ăla este acru! Picanțel, da, și acru! Îmi duc și la portocală. Da? E interesant cu portocală? Zi să iau portocală? Da. Nu, eu nu mănânc portocale. E, niciodată. Da. S-a dus. Și acolo s-a așa? Da. Asta este top. Aici avem de fagioli. Ah. Con la salicornia. E un fish.
asparagi di mare, e bottarga e l'anduja è un salame piccante calabrese. Grazie. Mamă, stai că ne, da, ne face aici de... Auzi, o să plecăm de aici nu știu cum. Asta e peștele spadă cu lămâie și asta e fasolea cu algele de mare sau ce-o fi zis acolo. Da, a zis algele mari și crnați de-i lor sicilieni. Ia, Junei, tu ești la asta. Băi, au mai venit chestii. Asta este ceva cu ragu de mare, adică e ragu de pești. Nu știu, dar tot asta este ceva, un pește cu... Zici că e de aia de la tortul cranț. Da. Wow. Mamă, ce bună e asta! Mm-hmm. Ce-o fi oare, Doamne? Nu știu ce este. E un fel de... Zici că e pește, prăjitură de pește, așa. Aștia râd de mine. Tortul pescarilor. Tortul pescarilor. E foarte bun. E un pește mic făcut într-un cranț. Mare. Vreau să gust că ne-a adus și niște coțe. Coțele sunt scurcuțe. Cum să fac când am telefonul în mână? Așa, mulțumesc. Ajutoare. E plin de supă de pui, exact cum am spus. Da. Auze. Baltă. Bun. Și multă sare. Multă sare. Da. E bun. Cosmesc, eu data ai cerut lămâie și? Am cerut lămâie și mi s-a spus că în Calabria nu se mănâncă așa, pentru că lămâia înmoaie pe smetul și atunci nu mai este crocant. Și acum te rog să faci un crăș, să faci franț. What a bono! Așa, ce sunt calamari? Calamari mm. Și... Este ceva amar acolo. Tentaculele de la calamari, cred că? E amar. Nu, asta de amară, de la vânătă. De la vânătă. Doamne, aici este... Raiul. Magie Sicilian. Pură. Raiul... Dar noi nu suntem în Sicilia acum. Păi ăsta nu e. Noi suntem în Calabrezia acum aici? Nu suntem în Lazio, la Roma este Lazio. Asta mica a spus să ne plimbă, ne face turul. Palermo, Sicilia, așa că... Chiar vreau să merg și eu în Palermo, Sicilia. Da, deci magic, magic. Foarte, foarte bun. Bine ales. Look, the guy who cooked us everything. Thank you. Îmi fac treaba până la cap, pentru că nu am terminat. A mai venit desertul. Că prea a zis că nu mai dorește desertul, dar eu îl doresc. Această chestie se numește cannoli și este tradiționale de Asagia. Asagia. Test. 3, 2, 1. Go. Poc. Si, George. Wow. Este o coță foarte tare, ca un biscuite. Și înăuntru crema este... Mascarpone. E mascarpone asta? Consolidamente. Mascarpone dulceag. Come? Cofisticol. Yes. Mascarpone. Jur că am văzut prăjiturile astea și pe la noi. Și nu am gustat niciodată, pentru că mie nu-mi place crema albă în prăjitură. Adică, de ce mâncau o prăjitură cu crema albă când puteți să mănânci o prăjitură cu ciocolată? Și acum cum îți faci? E foarte simplu. Și în continuare... Tot nu. Ah, it's a no. Ah. N-are trebuie să știe el. Tu îi zici că e molto buono. Molto buono. Aha. Cred că ar fi cazul să ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi. Nu, mai avem ceva de băut. Ne aduce ceva special. Marsala, ce mai Marsala wine. Da. O să fie un vin de la dulce pe care nu poți să-l bei, o să-l zic. Da, și o să vomităm după ta mâncare, da? Lasă-mi. Și așa că a venit Marsala wine. Ce fac cu ăsta acum? Unde-l pun? Că nu l-am mâncat. Nu știu ce vezi. Stai. Păi mai nu. Da. Stai mănânc într-o oră. This is digestive. Asta ne duce la somn direct. Te-am pis să arăt aici. Da. This is Marsala wine. Marsala wine, aici se bea cu mini sapule. Mai întâi se miroase. Vă rog să-l mirosiți, că altfel... Mamă. Miroase amigdale. Da.
Îi dăm shot sau îi dăm așa? Nici nu știu. Miroase amigdale. Mi-e frică de el. Că nu miroase rău. Da-ți nu miroase rău, dar mi-e frică de el. E un pic mai bun decât Porto Wine. Cine a băut Porto Wine știe ce spun. Din de Porto. Dar e un pic mai bun. Dar zici că e coniac. Ia fumat puțin. Nu zici că e coniac? Știi, vișata noastră e slabă. Nu, nu, vișata. Nu, e și ea fumat. Da, e Porto Wine, vin de Porto combinat cu vișinată. Asta este, exact da? Asta este. Da. Bun. Acum, hai să ne luăm la revedere că nu mai pot să cad aici pe scaun și nu mai pot că o să cadă și burta și o să fac și pe mine și am și îmbătat, mi-e frică să nu zic prostii, în fine. Ăsta a fost vlogul cu numărul 50, cel aniversar. Am aniversat, cum se cuvine, cele 50 de vloguri și primul an de YouTube. Și nu uitați de ce v-am spus. 100 de like-uri și facem live și... Ce am mai spus oare? Am uitat. Nu uitați să vă abonați. Tortul cu vișinată. Pa, pa! Ce? Să vă abonați, am zis. Am zis să se aboneze. Clopoțel. Și clopoțel. Apăsați și clopoțel. Mulțumesc.